Da! Interesantă fustă. To try to make me go to rehab, I won't go, go, go. Mm-hmm. E bine. Asta ce-i pomana porcului? Iete cu un politician știe să râdă. Natural, adică nu forțat. Doar nu doar de complezență. Foarte tare. Salutare! Ne apropiem cu pași mici, dar sigur, de sfârșitul acestui an. Dar nu ne despărțim înainte de a vă mai prezenta câteva emisiuni speciale. În această săptămână, cuvântul de ordine este norocul, ajutat de învârteală. Invitații își află meniul odată cu noi, învârtind un glob pământesc. Pui degetul pe o țară, te-ai scos. Dacă nu, nu. Cei patru suspectați de învârteli la Cireașă sunt următorii. Maria Buză, poate să-i pice orice, show-ul e asigurat. Nicușor Stan, se învârte în zona de fițe și monden, e de văzut. Dana Săvuică este o doamnă și nu-mi fac mari probleme. Și Petru Luhan, un tânăr și simpatic politician care se va descurca în orice împrejurare, la munte sau la mare. Cu lista prezentată trecem la treburi serioase, la Glob Adunarea. Petru Luhan este un foarte tânăr europarlamentar român care reprezintă cu cinste țara în Parlamentul European. Noi l-am invitat la Cireașă și i-am dat jos haina politică, așa că vi-l prezentăm în toată splendoarea lui. Petru, tribuna de la Cireașa de pe tort îți aparține. Petru Luhan e un băiat simplu care vine de la țară, din nordul Bucovinei, de acolo unde se agață harța Ancui, care știe ce înseamnă să mergi un kilometru jumate dus, un kilometru jumate întors la școală în fiecare zi, 8 ani de zile, care a urmat apoi liceul Lascu Vodă din Siret și a doua zi după aflarea rezultatului de la bacalaureat și-a luat lumea în cap și a plecat. A plecat în Germania. În momentul de față sunt europarlamentar și sunt onorat să reprezint interesele tuturor românilor în cea mai prestigioasă instituție legislativă europeană. De activitățile noastre depind indirect sau chiar în mod direct cei 500 de milioane de europeni. Eu, un cetățean european, îi mulțumesc lui Petru Luhan, în nume personal, bineînțeles. Ținând cont de faptul că România încă are probleme la absorbția fondurilor europene, am elaborat un ghid al finanțărilor europene, eu fiind membru în Parlamentul European și în comisia responsabilă pentru trei instrumente foarte importante de finanțare, și am scris o carte unde putem găsi orice informație relevantă, atât pentru proiecte finanțate prin ministerele din România, cât și bani care se accesează direct de la Bruxelles. Mi-am făcut o impresie destul de bună despre el. Bine, când spui politician, din start parcă ai așa o, știi? Dar vezi tu și politicienii ăștia, când ies din sfera lor de activitate, pot fi și ei oameni. Glumesc, bineînțeles. E foarte ok ca și persoană. Este un politician exemplu pentru mine și mi-aș dori foarte mult ca în această seară să se descurce la fel de bine cum o face în politică. Este tânăr, este prezentabil și știe să-și poarte costumul, așa că mă gândesc că este genul de bărbat care nu prea intră în bucătărie. Hai să fim serioși, un om care are atâta treabă și este mai mult pe avioane și implicat în această lume complicată, pe un lume în care el s-a dăruit, efectiv, face cu pasiune, are idealuri, speră să e convins de ceea ce gândește. Credeți că are timp să puposească prin bucătărie? Nu. Să învârtim globul. Ops! Am aterizat în Europa. Fantastic! A nimerit în Europa.
Ce noroc pe el! Am aterizat exact în Germania, adică între Austria și Germania. Între Austria și Germania, interesant. Nu știu dacă pot eu încânta oaspeții mei cu cremvuști frankfurtezi sau din Nürnberg. Cu cartofi prăjiți probabil că tot la fel nu. Prin ceea ce va găti el ne va arăta adevărata lui față. Mă aștept să vină cu ceva surprize, adică eu în locul lui așa aș face. Ceea ce mă avantajează este totuși că eu am trăit 6 ani de zile aproape la o familie, familia Schmidt din Germania, pe perioada când am studiat în Germania, în nordul Germaniei, undeva prin Osnabrück. Și o să le dau un telefon să-mi dea câteva indicații ce aș putea eu găti pentru a-mi impresiona oaspeții în seara asta. Guten Tag, Schmidt. Alle Zutaten gekauft. Ich habe sogar Schweinbraten, Wildschweinbraten gekriegt. Îi zice de ceva de un șpriț. N-ai mai venit la un șpriț? Că sunt mihtuse de șpriț. Asta înseamnă că vor să bea ceva. Și după aia zice ceva de brat. Brat aia crezi că scârnați. Scârnați cu șpriț? Bine. Îl heißen Öl oder in diesem Butterschmalz? Butterschmalz. Adică o să smălțuiască cârnații, știi? După ce îi pregătesc, o să dea cu smalț pe ei. Und dann wie lange und auf welcher Temperatur? Și că trebuie să o țină lang, așa știi, cu băutura, că e foarte important în perioada sărbătorilor să nu lași din mână. Super. Gut, dann mache ich das so. Vielen herzlichen Dank und wenn ich noch was brauche, dann darf ich dich nochmal stören? Ja, kein Problem. Okay, vielen Dank. Bis dann. Bitte. Tschüss. Și că beți cât de mult puteți, că vin avem destul. În fire, despre asta este vorba, să facă niște cârnați pe care să-i smălțuiască frumos, să facă și ceva cartofi, e vorba de zburătoare de aripi, ci că să mănânce și niște aripi din asta la cuptor și să bea vin mult, ci că să bea cu apă puțină, ca să se îmbete bine, că e moral, vinul să fie cât mai tare și să bea cât mai mult, puțină lang așa. Până să termine sărbătorile, până de Sfântul Ion, dacă se poate până de Paște. Am primit instrucțiuni doar cum se gătește friptura de porc mistreț. Toate celelalte se pare că e posibil să le găsesc și în România. Însă marea întrebare este unde găsesc eu, într-un așa timp scurt, carne de porc mistreț. Am eu un prieten bun în Bucovina noastră, dragă, care știu că mai vinde carne și prin alte orașe în afară de Suceava. Îl sunăm pe domnul Baciu, este un bucovinean vestit pentru produsele bio, care a fost și în Parlamentul European pentru prezent. Alo? Bună ziua, cu respect, domnul Baciu, Petru Luhan vă deranjează. Știe că domnul Baciu are carne de mistreț în cazul ăsta. Este cu respect, domnul Baciu, altfel sunt Petru Luhan. Aici. Am hotărât să gătesc o friptură de porc mistreț și știu că dumneavoastră ați mai vândut, ați mai vânat, ați mai chiar gătit la pensiunea dumneavoastră carne de porc mistreț și m-aș bucura mult dacă m-ați putea ajuta astăzi, atenție, din păcate trebuie să mă ajutați astăzi cu cel puțin 1 kg de carne de porc mistreț, se poate? Am așteptări din partea lui, sper să reușească ceea ce și-a propus. Vă mulțumesc din suflet. Numai bine, sănătate. Acum că am rezolvat problema cu carnea de porc mistreț, o să fac un aperitiv simplu, pentru că e timpul foarte scurt. Să știți că pe mine nu m-ar deranja dacă nici în seara asta n-am avea carne. Pepene galben cu șuncă, la aperitiv. Poate ne trezim cu un porc de la, un porcușor de la pe masă, așa, cu de toate îndopat, împlut cu ce-ar fi. Apoi o să fac friptura de porc mistreț cu salată de varză roșie. Fiată, desert o să ofer ceva tipic nemțesc, 100%, și anume crema domnilor. Până să-și mănânce crema, domnii, fie ei chiar europarlamentari, sunt nevoiți să meargă la cumpărături. Deocamdată la domnul Baciu, nenea cu mistrețul. Bine ați venit la noi. La ce faceți, clienți, domnul Baciu? Ce să facem? Așteptăm clienți, așa. Mii de mulțumiri că mă ajutați așa pe ad hoc și într-un timp atât de scurt. Este care e norocul? Spune. Că și pregătit, e prezentat, e pregătit pentru friptură de băgat la cuptor.
Sunteți salvarea mea în adevăratul sens al cuvântului. Hai să fii 200 de grame, că mai scade un pic. Da. Și la asta merge și un sos de afine. Afina și fructele de pădure se potrivesc extraordinar de bine cu vânat în general, dar mai ales cu porc mistreț. Petru, nu sta la discuții, te rog frumos să iei cei mai buni, cei mai proaspăt, cei mai gustos și să ne prepare astăzi ceva așa cu totul și cu totul special, așa, semnătura Petru Luhan. Maria, îți spun ție și sper să ne audă toată lumea. Stai liniștită că suntem pe drumul cel bun. Bună ziua! Am nevoie de puțină șuncă seran, dar vă vreau tăiată foarte, foarte subțire, se poate? Pe dorit. 300-400 de grame. Șunca trebuie să fie serano? Da. Ma, mă mir că italienii folosesc prosciutto. Serano este jambon, cum îi zic spaniolii, jamon serano. Îi pun și ei peste pepenele galben. Era să zic melone și nu-mi găseam cuvintele. Deja nu mai vorbim în limba română. Ia să-mi spuneți noastră, e bine așa? E perfect, e perfect. Mulțumesc mult. Mi-o imaginez deja pe pepene galben. Cât vă dau? 43 de lei. Nu mai lăsați nimic? Dați-ne 43. Aha, deja câștigăm simpatie. Aole, Doamne. Vă pot ruga să-mi dați și mie un kilogram de mere roșii? Astea sunt merele care se vor folosi la prepararea verzei. Facem varză roșie cu mere, cu ceapă, cu oțet. Eu cred că el face piața, poate nu neapărat pentru gătit, cât pentru ca să facă o baie de mulțime. Să afle pulsul pieții, adică nemulțumirile românilor, aia pe care îi servește el la Bruxelles. Vreau și eu doi pepeni galben. Sunt bine copți. Doar ăsta este ok. Ceilalți sunt prea tari. Bine, îl iau pe ăsta. Vezi, apreciez foarte mult doamna asta, este foarte cinstită. Sigur că da. Da, păi, 15 lei. Deci așa mult? Așa mult? Da. Chiar v-am luat mai puțin decât făcea. Grăbește-te, adică nu mai sta atât de mult de vorbă cu oamenii. Am înțeles că tu ești europarlamentar și că ai nevoie să simți pulsul lor, dar pe de altă parte, time means money, nouă ne e foame, așa că hai, dă-i bice, hai. Bună ziua, vreau un pepene galben, dar mai copt, dacă se poate, să fie mai dulce. Hai să-l vedem pe ăla. 24. 24? E 20 de lei kilogram. Păi cu banii ăștia ții unul nou. Da. De dincolo luam aproape 2. Și care treaba? Du-te înapoi! Cât mai lăsați? Nu sunt eu aici, eu v-am servit. Așa aș fi spus și eu în locul dumneavoastră, ca să mă scot. Hai mai bine să ne scoatem din piață, adică tu și echipa de filmare. Se ține de preț în piață foarte mult. Produsele nu sunt cele mai ieftine, dacă e să le compari cu cele din străinătate. Și am experiența pieței din Germania, am experiența pieței din Belgia, am experiența pieței din Franța la fel și n-aș putea spune că am luat produsele din România cu mult sub prețul din vest. Cred că a venit rândul lui să arate că e bărbat și pe scena politică, dar și în bucătărie. Uite, acuși o să vedem și în bucătărie, doar să urce scările. Deci am pregătit ceapa pentru friptură, am condimentat carnea. Urmează să o punem la foc, dar nu punem prea devreme, ci așteptăm cam 2 ore înainte de a o servi, pentru că trebuie să o lăsăm aproximativ 1 oră și 20 de minute în cuptor. Acum trecem la desert, care se face greu și are nevoie de mult timp. Și când a început să ne vorbească despre ce va pregăti, până acum, cred că au trecut vreo 3-4 ceasuri, știi? Dacă durează și gătitul la fel de mult, nu mănâncă invitație decât la 1 noaptea. Să punem 500 de mililitri de lapte. Respectiv, atenție, trebuie să punem 480 de mililitri, pentru că 20 de mililitri o să fie necesar pentru așa a găti pudingul. Ai pus doar 475. Mai pune încă 5 mililitri. Asta-l punem la fiert. Ar fi bine să bage laptele într-un vas metalic,
să nu-l fiarbă în ăla de plastic, că s-ar putea să se ardă. Aici punem aproximativ 20 de ml de lapte, apoi budinca de vanilie, apoi un zahăr vanilat. Ce vrea să facă cu porcăria de budincă plină de euri? Vrea să o dea invitaților? 45 de grame de zahăr, foarte important. De obicei, o lingură normală de zahăr înseamnă 20 de grame. Noi punem două linguri pline. Nu orice lingură are 20 de grame de zahăr sau poate să ia 20 de grame de zahăr. Sunt linguri mai mari, linguri mai mici. Sistemul ăsta de măsurare este aproximativ. Se pune acest amestec și se continuă mestecatul în lapte și vedeți că se îngroașă deja. Nu cred că o va face la fel de bine în bucătărie cum o face în scena politică. Cu toate că este un om ambițios. Vom vedea. Acum punem budinca într-un vas pentru a o pune la răcit. Cu cât mai mare vasul, cu atât mai bine se răcește mai repede. Și pentru asta avem, atenție, o folie pe care o punem deasupra. De ce? Să nu prinde coajă. Dar nu peste vas, ci exact peste sos. Se pune folia pe sos, acolo la suprafața acestuia, ca să nu facă crustă. Următorul pas este să tăiem în felii ceapa pentru friptura de porc mistreț. Chiar dacă e puțin cam târziu, dar văzându-l acum pe domnul europarlamentar Petru Luhan cum toacă ceapa și observându-i ținuta, trebuie să recunosc că îi șade foarte bine cu șorțul ăla. E nemaipomenit. Filmul mă să-l vezi. Punem pe cele două ocuri aprinse. Trebuie să recunosc că toate vasele pe care le utilizează sclipesc de noi ce sunt. Chiar le-a adus din străinătate. Buf! Sper să-mi rămână destul pentru friptura de 2 kg. Yes! I-a reușit! Bravo! Aoleu! Vreau să spun că este probă de examen, este piatra de încercare a oricărui bucătar profesionist extragerea untului sau margarinei din cutie. De ce am ales acest amestec de untură de găscă cu margarină? Suntem ochi și urechi. Pentru că are un alt mod de a suferi procesul de încălzire, adică rezistă mult mai bine și are un alt efect asupra cărnii, adică nu se arde atât de ușor ca uleiul. Este exact ca efectul razelor de lună asupra anemonelor. Luăm acum carnea și atenție! Câțiva stropi rebeli, antirevoluționari, au părăsit hârdău, acea cratiță interesantă, absolut nouă, și-au poposit pe mașina de gătit, pe aragaz. În profesia mea vreau să fac o impresie bună de fiecare dată. Iar pentru asta, Galaxy Note e cel mai bun partener al meu. Multiscreen-ul îmi permite să lucrez cu mai multe aplicații în același timp. Pot să pregătesc un raport sau o prezentare într-un mod mult mai eficient. Pot să schițez și să desenez mai ușor cu funcția Shape Match. Pot să notez și să pun la un loc toate ideile mele. Și jobul e dintr-o dată mai simplu. Note. The new way. Samsung Galaxy Note 10.1. Volksbank îi salută pe cei care își fac timp să învețe pe cineva drag o bucurie simplă. Pentru ei am creat depozitul sigur, cu o super dobândă anuală de 7% la lei, special pentru depozitele deschise prin noul internet banking. În plus, ai comisioane reduse la toate tranzacțiile tale online. Volksbank. De 12 ani, cu și despre oameni.
Moș Crăciun se aprovizionează de la Flanco. Vino și tu! Te așteaptă numai surprize plăcute! Combina frigorifică Electrolux, capacitate 400 de litri, la doar 1399 de lei. Flanco. Mereu peste așteptări. Cel mai așteptat album al iernii vine cu surprize în Brad. Ascultă colindele preferate. Și bucură-te de magia sărbătorilor. Descarcă-ți cea mai tare colecție de hituri de Crăciun exclusiv online pe www.orange.ro/album. În plus, ia-ți orice opțiune prepay și îți oferim încă una cadou. Cu Orange Prepay primești mai mult decât te aștepți. Ce e asta? Da.